și bine echilibrate și aș spune cu dacă există cu foarte puține vulnerabilități. Dacă există cu foarte puține vulnerabilități. N-aș vrea să par să fiu lipsit de modestie, dar cred că este o listă aproape perfectă. Aveți făcut un program cu televiziune, vom avea dezbateri? Știți, ați discutat, Noi suntem dispuși la orice fel de dezbateri și vom participa la dezbateri. Dar nu eu sunt doar USL la nivelul județului Bacău. Nu întâmplător suntem astăzi 7. Sunt oameni care sunt vicepreședinți, care vor fi vicepreședinți, oameni cu semnificații în partidele lor, în comunitate, pot reprezenta foarte bine Consiliul Județean și într-o campanie. Nu trebuie să particip neapărat eu la nu știu ce dezbatere. Pentru că la un moment dat s-ar putea să nu existe timpul fizic de a le face pe toate și vă spun ceva. Am mai spus-o, dar o spun și mai explicit acum. Dacă n-am reușit în 4 ani să convingem oamenii, nu o să-i convingem în 30 de zile. Și nu o să ne vedeți că ne zvârcolim în campanie. O să facem o campanie așa cum trebuie făcută. Domnule președinte, 40... Domnul din dreapta dumneavoastră, din capătul mesei, domnul Șova. La nivelul USL, la nivelul județului, domnul Lucian Șova. Nu de-aia întrebat, bun. Dacă televiziunile s-au adresat partidelor ca să organizeze? Adică încă nu, păi deocamdată a expirat termenul, deocamdată a expirat termenul prin care noi ne-am adresat televiziunilor pentru timp de antenă. Am mai o săptămână. Și trag nădejde că au făcut toate formațiunile politice de mesurile necesare. Nu cred că există partide politice care nu și-au cerut timpii de antenă. Domnul președinte, circulă un sondaj în care aproape 40%, chiar ceva peste, dintre băcăuani din județ, da, spun că nu se vor duce la vot. E un electorat care... Că nu se vor duce la vot, 40%. Dar prezența la locale, domnul Broșteanu, n-a fost mai mare de 60% nici în 2000, sau în 96, sau în 2008, sau în 2004. E o prezență ridicată la locale, bună, 60%. Așa că dacă vor veni 60%... E bine. Important este să nu ne trezim cu o prezență ca la europarlamentare. În 2009. Dar nu cred. Nu cred. Pentru că știți că alegerile locale animă multe pasiuni și suscită mult interes. Nu cred că vom avea o problemă a prezenței. Și o ultimă întrebare a mea. Un pronostic ferm. Cât veți lua dumneavoastră, cât v-a luat scripă? Dar nu mă... Știți că nu răspund la asemenea... La asemenea pronosticuri, am eu pareurile mele în interiorul USL-ului pe alte teme. Dar nu pot să răspund la o asemenea provocare. Nu întâmplător am ales locul conferinței și am făcut-o perfect legal, avem închiriere. Să știți, să nu ne acuzați cumva că sala asta am luat așa, că sunt eu președinte. Domnul președinte, am plătit tariful pe 2 ore. Noi am făcut această ședință aici pentru că și aici tot aici ne veți regăsi și peste o lună sau două. Domnul președinte, reformulez eu întrebarea lui Florin. Dacă mă duc la pariuri și la cotele de pariuri, să... Da, știu. Am întrebat un... Știu că mai mergeți de aia. Am întrebat eu pe cineva ce cotă îmi dă într-o glumă. În glumă făceam... Dar nu pot să vă răspund la întrebarea asta. Nu știu, faceți la o agenție de pariuri, faceți chestia asta, nu... Am primit o cotă cu care n-ați câștigat mulți bani din partea unui pariuri. 1,2? Îl cunoaște și domnul Năstase. Nu, haideți, nu smulgeți mai mult decât cazul la mine. Că v-am spus atât. Ne regăsiți aici peste 2 luni. Dacă trece guvernul Ponta, cât timp se fac podul de la Gârleni, că m-a săturat de el, și pasajul de la Oituri? Pasajul de la? Trecerea de la Oituri. Ce, mă? Are moșie, mă. Bine că ești tu deștept. Asta era pentru tine. Da, exact. Te-a ajutat pe tine. Normal era să o pui tu, Cătălin. Zi mersi că te ajut să ajungi exact. În centrul de cultură și civilizație. Bucur.